vrei să vezi cum transform cu ușurință dintr-o unitate de măsură în alta, atunci acest clip este pentru tine. Am luat câteva exemple pentru lungime, dar la fel vei proceda și pentru capacitate, litri cu submultipli și multipli lui și la fel pentru masă, kilograme cu multipli și submultipli lui. Hai să trecem la treabă. Vei trece unitățile de măsură în ordine descrescătoare, în cazul lungimii kilometru, hectometru, decametru, metru, decimetru, centimetru și milimetru și vei proceda în felul următor. Luăm primul exemplu, 7240 de metri, vrem să-i transformăm în kilometri. Deci, metru, ultima cifră din exemplu, treci la metru și vei continua scriindu-le toate cifrele, scriindu-i toate cifrele exemplului în stânga. Bun. Când vrei să transformi în kilometru, ai ajuns la kilometru, ai pus virgula. Deci 7,24 de kilometri. Trecem la al doilea exemplu, din milimetri în metri. Vei proceda la fel. Te duci la milimetri, treci prima cifră și vei continua scriind celelalte cifre. Ai ajuns la metru, pui virgula. Deci 23,45 de metri. Bun, să vedem și invers, dintr-o unitate mai mare într-o unitate mai mică. Metru. Scriu întâi respectivul exemplu. Vezi întotdeauna, dacă ai metru, începi cu metru, ultima cifră. Și vrei să ajungi la centimetri. Vei adăuga zerouri. Deci 54.200 de centimetri. Bun, dar dacă ai virgulă, vei proceda la fel. Decametru. Am 7 decametri, deci îi pun la decametru și continui pentru că vreau să transform într-o unitate mai mică până ajung la centimetru. Deci vei avea 7250 de centimetri. Lasă un comentariu cu transformarea din centimetri în kilometri.